Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitația de a participa astăzi la dezbaterea privind reducerea șomajului în rândul tinerilor. Săptămâna trecută am participat la o altă dezbatere foarte interesantă, organizată de Biroul de Informare al Parlamentului European în România, și anume o dezbatere despre pachetul de investiții de 315 miliarde de euro lansat de președintele Comisiei Europene. Din păcate, astăzi nu pot fi alături de dumneavoastră, dar țin să vă transmit mesajul meu, deoarece tema pe care o discutați astăzi este importantă pentru tinerii din România. Tocmai de aceea, cred că avem nevoie de orice idee bună pentru a oferi locuri de muncă pentru tinerii români. Reducerea șomajului în rândul tinerilor este o prioritate la nivel european. Uniunea Europeană alocă fonduri semnificative pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor, 6 miliarde de euro doar pentru anii 2014 și 2015. Din acești bani, sute de milioane de euro sunt destinate tinerilor din România. Noi doar trebuie să implementăm proiectele prin care acești bani să fie atrași și să ajungă la tinerii din România. Câți din acești bani credeți că au ajuns până acum la tinerii români? Niciun euro. Zero. Realitatea este că, deși acești bani stau la dispoziția Guvernului României de la 1 ianuarie 2014 până în martie 2015, nu am reușit să atragem niciun euro din banii destinați tinerilor români, fiindcă Guvernul României nu a propus proiecte viabile. Noi, Comisia Europeană și Parlamentul European, ne gândim însă cum putem veni în întâmpinarea tinerilor europeni din România și din alte state, pentru ca acești bani să poată fi accesați mai repede, mai simplu. Tocmai în aceste săptămâni, adoptăm în Parlamentul European o decizie prin care Uniunea Europeană crește prefinanțarea pentru implementarea acestor măsuri de ajutorare a tinerilor de la 1% la 30%. Avantajul este că dacă în trecut Uniunea Europeană oferea doar 1% prefinanțare pentru aceste măsuri, acum oferă 30% finanțare, doar să începem odată proiectele și să ajutăm tinerii care sunt acum fără loc de muncă și au nevoie de ajutor imediat. Eu sunt în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, raportor din partea grupului PPE pentru acest dosar. Încercăm să-l adoptăm cât mai repede, votul este programat să aibă loc pe 1 aprilie. Dați-mi voie să vă propun acum două idei concrete pentru a crea mai multe oportunități pentru tinerii din România. Prima idee. Cer guvernului să lanseze și să finanțeze un program de stagii pentru tineri antreprenori. Dacă ești tânăr și ai o idee de afacere, să poți efectua un stagiu pe lângă un antreprenor de succes, să înveți cele necesare pentru lansarea cu succes a afacerii tale și să vezi și care sunt greșelile pe care ar trebui să le eviți. Doamna ministru, fiindcă participați astăzi la această conferință, ce părere aveți despre acest proiect prin care putem ajuta tinerii români să își lanseze cu succes o afacere, să învețe de la cei care deja au reușit? Tot legat de acest proiect, vreau ca acest program să stimuleze și mobilitatea forței de muncă în România, mobilitatea tinerilor în cadrul granițelor țării. Ne-am câștigat dreptul să muncim în Europa, să călătorim liber, să studiem oriunde vrem în Europa, dar încă sunt bariere la deplasarea în alt loc în cadrul țării. Sâmbătă am fost la Timișoara și Arad. Acolo aproape toți tinerii au loc de muncă. Șomajul este foarte mic. În alte părți ale țării, la Vaslui, la Suceava sau în județul Vrancea, unul din trei tineri nu are loc de muncă. Acolo șomajul este de 4 sau de 5 ori mai mare decât în județe precum Arad sau Timișoara. La Timișoara, investitorii nu găsesc forță de muncă, iar la Vaslui, oamenii nu găsesc locuri de muncă. Trebuie așadar să stimulăm tinerii să se mute acolo unde sunt locurile de muncă. În loc să stai șomer în casa bunicilor la Vaslui, vreau să mergi să poți să lucrezi, să iei un loc de muncă disponibil, deschis, la Arad, Timișoara, la Cluj sau Sibiu. Și de aceea propunerea mea este ca acei tineri, și în special tinerii antreprenori, care sunt dispuși să se mute în altă zonă a țării, acolo unde este nevoie de ei, să fie ajutați cu plata cheltuielilor de relocare, cu plata chiriei, tocmai din acest stagiu, de exemplu, pentru tineri antreprenori. Dacă te muți să faci stagiul pe lângă un antreprenor dintr-o altă zonă, guvernul să-ți plătească chiria pe durata stagiului. Cea de-a doua idee a mea. În Europa sunt țări în care șomajul în rândul tinerilor este foarte mare. În Spania, în Grecia, peste 50%, adică unul din doi tineri nu are loc de muncă. De altă parte, există și țări în care șomajul în rândul tinerilor este foarte mic. În Germania, în Austria, este sub 10%.
Ca atare, propun să implementăm la nivel european un mecanism prin care măsurile aplicate cu succes în țări cu șomaj mic pot să fie transferate și în țări cu șomaj mare. Țările care au șomaj mic au ceva în comun. Au un învățământ dual, practic, adică tinerii învață în școală acele lucruri de care au nevoie pentru găsirea unui loc de muncă, care le sunt de ajutor în găsirea unui loc de muncă. Tot aceste țări ajută tineri antreprenori, agențiile de ocupare a forței de muncă oferă servicii personalizate. Nu tot ce se întâmplă, ce este implementat în aceste țări, putem prelua unul la unul în țările noastre, dar o parte din măsuri, da, și categoric le putem adapta. Astfel, eu propun un mecanism european prin care aceste măsuri să fie discutate, aplicate discutate și aplicate în țări în care șomajul este mare. În plus, trebuie să eliminăm toate obstacolele pe care tinerii le întâmpină pentru găsirea unui loc de muncă în altă țară europeană. Vă dau un exemplu foarte simplu. Dacă ești tânăr român și vrei să te muți în Suedia, în Finlanda, vrei să cauți un loc de muncă acolo, nu știi cui să te adresezi. De foarte multe ori, locurile de muncă existente sunt descrise, anunțurile, doar în limbile statelor respective. Nu știi care este legislația, care diplome, care calificări îți sunt recunoscute. Și de aceea vreau ca agențiile de ocupare a forței de muncă în toate țările europene, atât la nivel național, dar și la nivel regional, local, la nivel de județe, să publice informații necesare și utile pentru găsirea unui loc de muncă în mai multe limbi oficiale ale Uniunii Europene. Joburile, anunțurile legate de joburi pe site-urile acestor agenții să fie de asemenea publicate în mai multe limbi europene. Sunt detalii, sunt însă obstacole, sunt detalii, chestiuni mici, dar care pot deveni de multe ori un obstacol mare în găsirea unui loc de muncă într-o altă țară decât țara ta de origine. De aceea cred că orice discuție, orice idee este binevenită. Vă felicit pentru inițiativa de a organiza această dezbatere astăzi. Eu sunt deschis dialogului, cred că avem nevoie de orice idee bună pentru a ajuta tinerii din România. Vă doresc mult succes astăzi și sper să continuăm dialogul. La revedere!